Luigi Savoia este un italian îndrăgostit, irepetabil, iremediabil de Moldova. Bună seara, Luigi, și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această ocazie. Așa, spune-ne de ce ai ales anume Moldova și când ai auzit pentru prima dată de țara aceasta? De Moldova am auzit mai de mult, dar nu știam unde era. Când vorbeam în Italia despre Moldova, nu ziceau, da, în Rusia. Credeai că e pe undeva prin Rusia? Da. Pe urmă, când am avut ocazie să vin prima dată, am văzut că era mult mai aproape Europei. Dar când ai venit prima dată? În 2011. De la, am trecut din plus 15 grade, din Crotone, orașul unde m-am născut în sudul Italiei, în Calabria, la minus 23. Oh. A fost foarte, foarte intens frigul care a fost. Care l-ai resimțit. Da. Și da. cum ai trecut peste acest frig? Pentru că foarte mulți nu se pot adapta venind tu dintr-o zonă caldă. E mai greu să te adaptezi. De fapt, a fost ceva interesant. Pentru că la început eram un pic speriat de condițiile meteorologice. Dar pe urmă am văzut că toată lumea la minus 10, minus 15, minus 20, tot mergea la servici, mergea pe stradă și mi-a trecut frica asta până când am intrat în esența, e de adevărat, și m-a plăcut să stau și eu în ghețurile care avem. Acum, aici. Următoarea etapă ar fi să te duci în Siberia. Ca să vezi cum suporți acolo. Nu știu, am văzut careva video și cred că este și mai frig. Mult mai frig. Până la Siberia mai avem. Este bine să rămân așa, totuși. Doamne ajută! Ce te-a impresionat atunci când ai venit pentru prima dată aici? Ce ți-a plăcut? Ai zis că frigul nu ți-a plăcut, dar ce ți-a plăcut? În martie erau înghețurile și pe urmă am revenit în iulie. Uh-huh. Am descoperit o țară foarte... am fost impresionat pentru că era tot înflorit. Și am avut ocazie să mă duc și la țară. Acolo am văzut paisaje de minune. Și am văzut că este o țară plină de potențial. De fapt, aurul Moldovei este pământul. Și de atunci eu m-am gândit să rămân în această țară, dar și să o promovez și ca să creez, am creat un instrument care actual promovează imaginea Republicii Moldova în toate țările, care se numește Moldova în progres. Despre care vom vorbi acuși foarte, foarte curând, dar văd că eviți să ne spui, este adevărat că dragostea te-a dus totuși în Moldova? Da, fiindcă eu am cunoscut Tatiana și am avut ocazie să 6 luni să convorbesc cu ea prin rețele de socializare. Și când am văzut că după 6 luni era din ambele părți acest interes, am zis, hai că să încercăm să o cunoaștem. Și ai venit aici pentru ea. Înainte am încercat să-i fac viza, să vină ea în Italia, dar nu s-a primit, fiindcă are un caracter un pic mai închis și n-a reușit să vorbească bine în italian și a refuzat viza. Din această considerentă, repede am reușit să vin eu. Eu atunci lucram în Italia, am activat 12 ani ca șef de laborator de chimie. Și mă aduc aminte că era un miercuri și am spus la inginiere, vezi că eu mă duc în Moldova. Și el zice că unde te duci? În Moldova. Pe când? Acum. Așa. Și am luat 10 zile de concediu și poftim. N-ai mai revenit. N-am mai revenit, fiindcă fabrica pe urmă s-a închis pentru reînnoire un an de zile. Și am avut această posibilitate să rămân în Moldova. Și m-a ajutat foarte mult că să cunosc obiceiurile și să mă adaptez. Dar familia ta cum a reacționat când ai zis atât de subit că eu plec? Mama mea întotdeauna nu s-a dorit așa ceva, dat faptul că ea este româncă. Mama ta este româncă? Mama mea este româncă din București. Așa, am știut asta. Și a vrut o româncă la început. Zicea, de ce te duci tu la ruși? Eu zic, mama, dar Moldova nu sunt ruși, sunt și moldoveni, am zis. Se vorbește același limbă, așa că nu te impresiona.
Și totodată am încercat să-mi aduc și familia. Dacă după 3 ani de zile au venit și ei. Adică părinții tăi s-au mutat și ei aici în Moldova? Da. Și trăiți în Chișină? Nu, pentru că mama nu i-a plăcut. S-a reîntors înapoi. Dar ce nu i-a plăcut mamei tale aici? Nu i-a plăcut. S-a reîntors înapoi, fiindcă eu îmi dau seama. Mama mea s-a căsătorit la 18 ani cu tata. Și pe timpul Ceaușescu, ei au făcut cereri și au plecat în Italia. Uh-huh. Ea a lăsat familie și a trăit toată viața departe de familie. Eu înțeleg chestia asta. Și probabil asta i-a făcut să plece din Republica Moldova și să se întoarcă la București. Fiindcă nu poți să stai toată viața departe de familie. Și Chișinău până la București sunt câteva sute de kilometri. Și eu cred că pentru dânsă e bine că autorit să se reîntoarcă la neamuri. Sunteți foarte aproape și asta da, suntem aproape, este rutieră, este avionul, nu e problemă. Actual, orice țară poți să ajungi. Luigi, dar cu ce nu te-ai putut obișnui aici în Moldova? Ce nu poți accepta încă aici? Siliotca. Siliotca. Eu cred că siliotca este o mâncare tradițională din țările din Est, care noi italieni nu o să ne obișnuim niciodată. Eu, că tare, m-am crescut la mare. Am avut la mare barca. Nu mâncai scrumbie? Și noi la mare mâncam toate felurile de pește proaspăt. Și fiindcă e cald la noi, nu se pune pește la marinat. Și când am venit în Moldova, am văzut că era peștele ăsta straniu, care îl cunoșteam, că e zgombro. Da. Dar pe urmă, când am văzut că avea un miros particular, n-am reușit sincer să... Și pentru mine este un bloc. După 7 ani este un bloc foarte mare care am. Dar poate iei un pic de vodka și așa și așa e mai gustos. Am încercat să mă cucerească, dar n-am reușit. Ok. Bine, dar zi-mi care bucate de ale noastre îți plac foarte mult. Fără nici îndoială, eu cred că bucata cea mai mare este tocăniță. Tocăniță. Cu mamaliga. Cu mamaliga. Dar în ultimii 3 ani am descoperit și pește. Pește prăjit în făină de mălai, cu mamaliga, cu brânză și smântână. Eu nu credeam că era așa de gustos. Uh-huh. Fiindcă la noi peștele nu se prăjește. La noi peștele nu se prăjește și mamaliga nu se mănâncă, fiindcă în sudul Italiei nu prea avem această obicei. Tu promovezi intens țara noastră peste hotarele ei. De ce crezi că lumea ar trebui să cunoască despre Moldova? În primul rând, lumea trebuie să aibă prezent că Moldova este o țară care are potențial și care are foarte multe obiceiuri, dar totodată are ce areta. Și dacă noi, italienii, demonstrăm că Moldova este o țară atractivă și o demonstrăm cu faptele, iacă din Italia opinia publică se schimbă și o să înceapă să vină investitori și turiști. Și asta s-a făcut pe parcursul anii, toți împreună. Ambasada italiană, Moldova în progres, camere de comerț care le avem aici pe teritoriu, camere de comerț italiene, că avem două, una moldo-italiană și una italo-moldova, care, ca exemplu, all'altro ieri au făcut un forum unde au participat aproape 100 de investitori italieni, care ei vor să încerce viitorul aici în Moldova. Dar ce ar vrea ei să investească aici? Ce li se pare profitabil? Aici în Moldova, în primul rând, este profitabil partea de agricultură. Uh-huh. Pentru că sunt mii de hectare de pământ care, în care se poate de făcut foarte multă producție. Vrei migdale, vrei nucă, vrei nucușoară, alt gen de fructe. Dar totodată avem și alți investitori care vor să încerce, ca exemplu, să aducă produsele italiene aici pe piața moldovenească. Pentru că în Italia avem diferite regiuni și fiecare regiune are, ca exemplu, produsele sale, da, autoctone, de origine protejată, de origine controlată. Și se mândresc cu această producție și dat faptul că Made in Italy este
în toate țările, e bine și să-l aducem aici, în Moldova, într-un fel calitativ. Uh-huh. Am înțeles. Dar despre vinurile noastre, ce ziceți? Îți plac? Avem în Moldova peste 50 de producători vitivinicoli, de vinurile. Avem cantine renumite, care, ca exemplu, în acest număr, am promovat Milești Mici, care este în Guinness Recordurile. Și avem companiile care fac exporturile în China, în Japonia, în America. Da. Ca exemplu, avem Leon Gris, care este o companie care activează în zona liberă. Pentru că în Moldova noi avem diferite zone libere unde investitorii pot să deschid și se producă și se exportă. Și că toate momentele astea pentru noi sunt importante să le promovăm cu corectitudine. Ai zis adineauri că avem foarte multe obiceiuri. Enumărăm două, trei care ți-au părut strani la început, după care te-ai acomodat cu ele și acum ți se par frumoase? Este un obicei la voi, când se căsătorește cupla, se ai împrejurul mulți cumetri. Când se botează copilul? Da. Aha. Da. Dar chestia asta n-am înțeles-o niciodată. Să ai cumetri peste tot. Unul în poliție, unul în politică, unul la televiziune, că e mai ușoară viața așa. De fapt, eu am hotărât să nu am cumetri, foarte mulți. Așa. Am nimerit, am două, trei cumetri și cred că ajung. Dar tot te-ai adaptat la noi, pentru da, că la voi e un singur naș la copil. Tu ți-ai luat trei, totuși. Eu am luat, ei mi-au luat pe mine, pentru că eu am botezat copilul. Tu ai finuți. Da. Am înțeles. Alte obiceiuri care mai sunt? Sincer, partea culturală care este religioasă. Ortodoxia este ceva care mă încântă și care mă face să mă liniștesc tare mult. Un exemplu am văzut, am ascultat înainte că se vorbea despre Orchei Vechi. Deci în Orchei Vechi noi avem o biserică înăuntru la piatră, înăuntru muntele. Și acolo trăiește un călugăr. Deci când eu m-am dus prima dată acolo, am rămas. Și de fapt, una dintre pozele mele de profil este chiar călugărul acela care se roagă la icoanele. Este un obicei foarte, foarte... Pentru că, vedeți, ortodoxia se diferențiază de catolicism. Chiar în anii aceștia, noi europeni un picuț am pierdut așa dimensiune și nu prea avem încredere în biserică. Dar eu văd că aici în Moldova, dar și în România, în Ucraina, biserica ortodoxă este foarte, foarte, foarte stimată de către poporul. Și asta e bine, pentru că în viața trebuie să crezi întotdeauna. Cum ți s-au părut oamenii de aici la început? Mulți care revin din străinătate zic că oamenii de aici au uitat să zâmbească, sunt mai tot timpul încruntați, obosiți, enervați. Tu cum i-ai văzut? Cum am văzut? Mulți moldoveni care pleacă peste otare, ei îmi spun că eu în Moldova nu mai o să vin. Acum iau pașaportul italian, mi dezic de cel moldoven, faceți ceea ce vreți. Și asta e o chestie care mă doare. Eu sunt italian. Nu uit niciodată de unde am venit. Și o să repet până la moarte că eu sunt din Calabria și din Crotone, orașul lui Pitagora, unde s-a deschis prima școală de matematică din lume. Și mă întreb de ce moldovenii, când pleacă, uită de această țară. De ce moldovenii când pleacă, în loc să se uite cu un ochi mai obiectiv la ceea ce facem noi, ei sunt mereu critici cu orice se face. Pentru că eu din 2012 până acum, în 30 de numere a Moldova în progres, eu m-am străduit să arăt doar progresul și tot ce se facea pentru țara asta. Obiectiv am fost și încă sunt foarte obiectiv. Dar oamenii s-au depărtat.
Și de asta eu încerc mereu să îi spun și să îi aduc la cunoștință că se, nu se îndepărtează de tot, dar se uită și se mintească că este posibilitate ca să se schimbe nu numai Republica Moldova, dar și societatea civilă. De asta eu foarte mult pentru lucru, în fiecare zi, mă deplasesc cu transport public și acolo vorbesc foarte mult cu oameni, ca să înțeleg de adevărat moldoveanul cum este. Vorbești cu oamenii în microbuz, în rolebuz? Da, eu mă deplasesc foarte des, dimineața până seara, sau în 22, sau în 103, mă cunoaște lumea. Și cum se uită lumea la tine când încerci să intri cu ei în vorbă? Se zâmbește la oameni și se începe a vorbi. Nu cu oamenii, dar cu șoferul. Șoferii de la 103 mă cunosc și ei știu. Și acolo este subiectele, fiecare dimineață se vorbește și imediat. Și despre imediat... ce se vorbește dimineața în microbuz? Care sunt subiectele zilei? Primul subiect acum este dacă se poate să deschidem geamul, pentru că e foarte cald. Așa. Și acolo vine a râde, pentru că... din spatele se aude, nu că vreau frumos că e curent. Și eu mă întorc și zic, dar curentul nu omoară oameni. Dacă puneți mâna în priză, muriți curentată. Dar curentul ăsta e atât de bine, pentru că dacă transpirați și ieșiți din rutiera și este un pic de vânt, voi vă îmbolnăviți încă mai mult. Și acolo este un tema foarte, foarte aprins, pentru că nu toți îi plac curentul care se face. Altă temă care este? Altă temă, independență, pentru că eu îmi dau seama că unele dimineți nu pot să întreții discuție, fiindcă oamenii sunt fără dispoziția. Și tu cum le ridici? Și când sunt fără dispoziția, eu încerc să tac din gură, pentru că se găsește moldoveanul celălalt care poți să te cerți. Și nu trebuie. Nu e simplu să ai relațiile și să vorbești și să te înțelegi cu toți oamenii. Pentru că mulți, ca exemplu, sunt vorbitorii de limba rusă. Eu limba rusă nu știu și eu spun, vorbiți în română, vreau frumos că... Și ei ce zic? Nu zic nimic. Asta e o barieră care se pune între noi. Și omii stradii se înțeleg ce vor să știu în rusă, dar, ca exemplu, un exemplu banal. Alaltă ieri era șoferul care în limba rusă îmi vorbea ceva. Eu eram lângă geam și lângă oglinda de la rutieră. Și el mi-a făcut un semn. Eu nu înțelegeam ce zicea el. Și eu am pus mâna la bară. Și el încă vorbește în limba rusă. Eu nu înțelegeam ce zicea. El vrea să-mi spune să nu mă pun cu mâna de manerul, pentru că manerul se rupe. Dar eu am înțeles tot altceva. Am înțeles, nu pune mâna pe bară, că eu nu văd oglindă. Da. Sunt niște nuanțe care tot este interesant. Dar tu ai o română impecabilă, vorbești atât de bine, atât de cursiv. Cum ai reușit să înveți această limbă atât de ușor? Rusă sau română? Română. Română n-am învățat. De mic... la anii 3-4 ziceai că ani, mama e română, că vorbeați? În vacanță. Aha. Și acolo mă duc aminte că erau vecinii care mă luau și mă duceau la plimbare. Și eu probabil am asimilat limba română atunci, fiindcă nu am folosit limba română în Italia până la 16 ani, când au început să vine fluxul românilor în Italia la lucru. Și din Crotone mă chemau prietenii care aveau activități pe lungomare și îmi spuseau, te rog frumos, vino să-mi traduci că am angajat niște români, dar nu înțeleg. Știu că tu știi română, că mama ta e româncă, mi-ajuți. Și atunci, în primul rând, am descoperit comunitatea română, pentru că nu o cunoșteam așa de bine. Al doilea rând, m-am ciocnit cu problemele lor. Iacă problemele lor sunt asemănătoare la problemele care au moldovenii când pleacă peste o țară. Iacă Moldova în progres promovează și activitățile moldovenilor de peste o țară. Și sunt foarte aproape la tot ce se face, tot ce fac ei și tot ce se întâmplă în diaspora. Și care ar fi problemele pentru care pleacă moldovenii și românii peste hotare?
Să zicem că în ultimii ani românii nu mai pleacă peste otară, pentru că în România s-au creat careva condiții și foarte mulți români s-au întors acasă. Cu experiența care au făcut în Europa, au deschis afacerile. Actual, moldovenii pleacă peste otară. Noi vedem chestia asta ca o problemă. Dar eu, ca european, nu-l văd ca o problemă. Este ca o posibilitate care are moldoveanul ca să se dezvoltă și ca să poată într-o zi reveni în țară și să schimbe țara, se deschide activitățile, se dezvoltă societatea civilă. Deci plecările astea care au, e bine. Nu trebuie să ne distorsionăm. Luci, tu în turneile tale de promovare a Moldovei vorbești foarte mult despre sistemul de educație din Moldova. Expui ca o problemă acest sistem. Ce ți se pare ție aici în regulă și ce ar trebui să fie imediat sau în timpul apropiat schimbat ca lucrurile să funcționeze mai bine? Unul din problemele cele mai mari care este în rândul licei e faptul că familie pleacă peste otară și de multe ori familie lasă copiii aici în țară. După un an, doi ani, trei ani, copiii ăștia merg în Italia. Noi îi scoatem din Moldova și îi trecem la alt anturaj. Chestia asta poate să fie pentru ei un șoc. Dar eu am descoperit cu un studiu care am făcut cu Daniele Dei, jurnalist de la ANSA Toscana și Giunti Scuola, că aici în Moldova avem careva licei care ei vorbesc despre cultura italiană, fac niște lecții de italiană ca să obișnuiască copii și să-i pregătească pentru când merg în Italia. Și totodată, când se reîntorc ei, același lucru. Acum, ca exemplu, în Moldova, prin ambasada italiană, noi avem niște cursuri de limba italiană pentru copii italieni, moldo-italieni, care s-au născut aici și nu știu limba italiană. Frumos! Ca să nu se piardă, pentru că nu trebuie să se pierze. Toate aceste studii sunt în această revistă pe care o faci tu împreună cu presa din Italia și care am înțeles că este extrem de populară acolo. Da. Noi am acum, în octombrie 2017, prin ambasada italiană, am reușit să colaborăm cu televiziune Onda TV și jurnalistul Franco Perdichizzi. El a venit aici în timp de 7 zile și eu l-am dus și i-am arătat potențialul Republicii Moldova. L-am diversificat. L-am dus la Ziua Vinului, la Forum Investițional, la biserici, la școli. Și acolo ei au reușit să producă 10 episoade despre Moldova care au fost televizate în timp de 4 luni. Aceste episoade ele au avut peste 4 milioane de vizualizări. Una dintre aceste episoade a fost făcută la liceu Dante Alighieri. Această emisiune a câștigat premiul național Trandafirul de Aur în Roma. Deci, instrucțiunea Republicii Moldova a fost pe primul plan în Italia. Și pe urmă a fost al doilea jurnalist, Daniele Dei, și a venit aici și eu i-am replicat un picuț, dar de data asta am fost la mai mulți licei. Și am vrut chiar să aflăm cum este studiu. Și acolo am văzut că sunt liceele din Republica Moldova care ei caută colaborare cu liceele italiene. Și din acest considerent eu m-am promis că o să fac chestia asta. De fapt, din septembrie anul acestuia, o să am posibilitate să lucrez cu Centrul Cultural Italian de la Universitatea Ion Creangă. Ce tare. Acolo eu m-am prefixat să pun împreună careva profesori din diferite licei, din diferite universități, cu elevi și studenți, ca să facem un plan de acțiune împreună pentru a promova instrucțiunea Republicii Moldova în Italia și totodată ca să creăm schimburile între Moldova și Italia. Și deja în Italia am două universități care o să colaboreze cu noi. Felicitări, ai planuri foarte mari, dar ce am putea un lucru să luăm de la italieni în învățământ, să-l implementăm aici?
Care ar fi acela? Eu am studiat chimie toată viața și aici în Moldova am avut ocazii în 2011 să mă duc la universitate unde așa. Este laborator de chimie și pot să spun că m-am regăsit acasă. Era identic. Dar totuși nu știu cum poate fi dat faptul că poate este ceva straniu, dar dacă mă credeți, eu chimie în limba română nu știu. Deci tot ce am făcut în italian, nu știu să-l traduc și nu știu cum ar fi în română. Eu sunt sigură că la cât de perseverent ești, vei învăța și chimie în limba română. Vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru discuție. A fost o reală plăcere să conversez cu tine. Mulțumesc și pentru mine. A fost o plăcere. Cu mare drag. Dragilor, vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. Să aveți o seară liniștită și numai bine.